Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit la jurnal! Începem jurnalul Agro TV cu mai multe materiale legate de fenomenul vitivinicol din România. La o primă vedere, cine are o bucată de vie nu ar avea de ce să se plângă, pentru că vinul se vinde, iar banii care rulează în domeniu ar trebui să fie un argument în plus pentru acest lucru, doar că nu întotdeauna lucrurile sunt așa cum le credem. O dovadă o reprezintă situația tinerilor viticultori din Vrancea, care se plâng de soarta grea și, ca să vezi, n-au nicio vină de situația în care se află. În Vrancea, o treime dintre locuitori, adică mai mult de 100.000, trăiesc din comercializarea strugurilor și a vinului, lucrând 26.000 de hectare de vie. Mai mult de 4.000 sunt plantații noi, obținute prin reconversie. Cei care se ocupă de domeniu spun că banii pentru reconversie s-au dat, dar tinerii viticultori nu au fost ajutați prin proiecte accesibile lor să achiziționeze utilaje, să facă depozite de frig, să-și modernizeze cramele și să construiască altele noi cu o capacitate mai mare. Cât despre vânzare, fiecare se descurcă cum poate, așa că mulți spun că 2021 nu a fost un an bun pentru viticultorii vrânceni. A fost, din punct de vedere agricol, un an excelent. Din punct de vedere financiar, un an foarte slab, susține un viticultor din Vrancea. El spune că are și lucrează 3 hectare și jumătate de vie, dar la final are în buzunar numai 7.000 de lei. Cu acești bani nu poate nici să trăiască și nici să-și facă planuri pentru viitorul an agricol, în condițiile în care, anul acesta, a investit în lucrări și tratamente 10.000 de lei pentru fiecare hectar, iar recolta bună de acum nu l-a ajută cu nimic, pentru că o dă aproape fără să câștige. În septembrie, prețul la struguri a fost acceptabil, dar de atunci tot scade și a ajuns la 1 leu pentru un kilogram, sau chiar mai puțin. Așa că, pentru a nu pierde și mai mult, oamenii se gândesc să transforme strugurii în vin. Doar că nici așa nu ies pe profit, pentru că vinul nu se mai vinde ca înainte. În acest context, tinerii viticultori din județul Vrancea spun că sunt gata să renunțe la vița de vie și, mai bine, se apucă de crescut găini. În ciuda problemelor celor din Vrancea, vinul este o afacere mulțumitoare, chiar dacă nu întotdeauna rentabilă, spun cei care se ocupă cu viticultura. Depinde și de câți bani ai de investit, chiar prin programe guvernamentale sau europene. De exemplu, în altă regiune, puțini viticultori din Bistrița Năsăud au cerut bani europeni pentru investiții. Este adevărat că și mai puțini au primit bani de la APIA, mai bine de o jumătate de milion de lei. În Năsăud, pentru măsura de acordare a sprijinului comunitar pentru investiții în sectorul vinicol, au fost depuse 4 cereri. 2 dintre ele au fost retrase, urmând a fi depuse din nou după îndeplinirea condițiilor pentru aprobarea finanțării. În Bistrița Năsăud, viticultura se face de peste 100 de ani, pe câteva sute de hectare, obținându-se cândva chiar și 12 tone de struguri pe hectar. Asta se întâmpla în Podgoria Dumitra, în vechime populată cu sași veniți de pe Rin, care au dus cu ei butaj de vie și i-au plantat în zonă. Soiul de vin Pinot Gris, cultivat la Dumitra, a obținut în anii 1930 la Montpellier titlul de cel mai bun vin din acest soi din Europa și comuna Lechința este renumită pentru vinurile sale. După Revoluție însă, vița de vie aproape a dispărut. Nu a mai fost nici forță de muncă și nici oameni care să investească în viticultură. De ceva vreme însă, câțiva investitori străini au început să planteze terenurile abandonate. Așa că o asociație din Bistrița vrea să includă viile din Lechința într-un circuit turistic al vinului. Revenind la finanțarea în domeniu, să spunem că în România au intrat sute de milioane de euro de la Uniunea Europeană. Cu acești bani se pot face promovarea vinurilor, restructurarea și reconversia plantațiilor viticole, dar și alte investiții importante. Un nou concept de magazin de vinuri s-a născut la Drăgășani. Florin Mocanu, viticultor cunoscut și apreciat la nivel internațional, a venit cu o idee inedită a unui wine bar, pentru a-și atrage clienții către vinurile pe care le vinde. El le oferă clienților posibilitatea de a degusta licorile parfumate înainte de a se hotărâ ce vor să pună pe masa lângă bucatele românești. Urmăriți detaliile într-un fragment din emisiunea Portret de fermier. Am vrut ca să deschidem un magazin de vinuri în Drăgășani, un vin care să ne reprezinte, un magazin care să ne reprezinte
și am vrut ca să primim clienți la un pahar, ca să poată să deguste clienții orice vin dorește de la noi din magazin. Este un nou concept, un wine bar, să zic așa, în care clientul poate ca să vină și să deguste vinurile noastre și dacă îi place, atunci o să plece cu el acasă. Ce vin avem noi aici în pahare? Aici avem un negru de Drăgășani, 2018, un vin deosebit, care are o aromă extraordinară, foarte puternică, o aromă bogată în fructe negre, fructe de pădure. Un vin care se asociază foarte bine cu mâncărurile din vână, din carne de vită, din cărnurile roșii, dar un vin care se asociază foarte bine și cu mâncărurile tradiționale românești. Un producător de distilate din Satu Mare vinde o pălincă veche de 17 ani de Cireșea Mare în glob de sticlă cu fir aurit, la un preț de 2000 de euro litrul, licoarea fiind inspirată de balada lui Ciprian Porumbescu, Crainou. Cine este românul care vinde atât de scump cea mai populară băutură spiritoasă? Aflați în materialul următor. Fondatorul firmei de produse distilate, Silviu Zete, a declarat pentru Mediafax că produsul se livrează doar la comandă, iar majoritatea clienților sunt din România. Valoarea unui produs nu stă numai în calitatea conținutului, ci și în ce anume simbolizează. Noi avem o pălincă veche de 17 ani din Cireșe Amare, căreia i-am pus o poveste, simbolizând balada lui Ciprian Porumbescu, Crainou. Am denumit-o băutură pentru îndrăgostiți, pentru ocazie rare sau de șemineu. Forma de prezentare este una deosebită, într-un glob de sticlă cu fir aurit pus într-o cutie personalizată din lemn, lucrată manual. Produsul se livrează doar pe bază de comandă, prețul ajungând la 2000 de euro litrul. Mulți clienți care l-au achiziționat spunând că au făcut o investiție. Majoritatea comenzilor le-am primit din țară, a spus Silviu Zeta. Producătorul din Satu Mare este cel care a lansat în anul centenarului o celebră colecție de 4 pahare sigilate, conținând pălincă de prune, pere, mere și vișine. În plantațiile pomicole nu este timp de odihnă, chiar dacă abia a fost pusă la adăpost actuala recoltă pentru a ne asigura fructele și anul viitor. În această perioadă sunt recomandate câteva lucrări specifice. Colega mea, Elena Picu, ne detaliază una dintre acestea. Pomicultorii recomandă ca în perioada de cădere a frunzelor să se efectueze neapărat și copcitul pomilor. Este lucrarea care le asigură o bună productivitate pentru că atunci rădăcinile se află în plină activitate. Lucrarea este una foarte importantă pentru revigorarea pomilor. Ajută ca apa rezultată din ploi și zăpezi să pătrundă mai ușor la rădăcină și favorizează crearea rezervei de apă în sol. Fiecare toamnă în plantație se face săpatul pomilor. Eu, fiind pe pantă, nu folosesc utilaje și îl săp cu hârlețul. Foarte important și felul în care se sapă, pentru că rădăcinile se pot vătăma și pentru a evita acest lucru, hârlețul se folosește într-o anumită poziție, adică de-a lungul razei cercului. Pomicultorii recomandă mare atenție și la modul cum se efectuează lucrarea și în mod special la adâncimea brazdei. Săpatul poate fi undeva la 15 cm în zona proiecției coroanei, iar aproape de tulpină doar 50 cm pentru a nu vătăma rădăcinile pomilor. Premergător copcitului este recomandată adăugarea îngrășămintelor, fie ele chimice sau naturale, care vor deveni mai rapid hrană pentru pom. În acest moment se poate administra îngrășăminte chimice complexe sau îngrășământ de origine animală sau chiar și frunzele. Acestea fiind toate, este neapărat nevoie să fie incorporate în sol. Va fi preluate mai ușor de rădăcini.
Noi așteptăm de la Bruxelles o mană cerească, de parcă noua politică agricolă comună ar putea rezolva tot ce înseamnă nevoile agriculturii noastre, spune Ionel Arion, președintele Federației Naționale ProAgro. Invitat în emisiunea Agricultura, o șansă pentru România, acesta a vorbit despre lipsa implicării specialiștilor din domeniu în strategiile de dezvoltare a agriculturii românești. Oricât am fi de deștepți, de frumoși și cei mai viteși dintre traci, jucăm după niște reguli stabilite în cadrul comunitar. Sigur că vrem să ne fie bine, sigur că vrem ca agricultura românească să fie măcar cât a lor, să nu spun peste, pentru că e greu de crezut acum, dar nu e și o chestie de orgoliu, înțelegem cadrul în care jucăm și noi? Ceea ce am constatat noi este, de-a lungul anilor, este că lipsa de implicare a specialiștilor în astfel de decizii și de probleme atât de importante au dus de fiecare dată la dezangajarea tuturor strategiilor pe care noi le-am gândit sau le-am creionat. Foarte adevărat că am gândit strategii pe termen scurt, însă atunci când nu am luat o decizie în cunoștință de cauză sau implicând nespecialiștii, să nu spunem altfel cum, într-un alt mod, azi constatăm că fermele noastre sunt subfinanțate, fermele noastre sunt decapitalizate, fermierul român nu poate face pasul mai departe sau nu poate ține nici măcar pasul cu ceea ce ar însemna fermele din Europa de Est. Forța de muncă specializată în agricultură este din ce în ce mai greu de găsit în România, se plâng mari agricultori și președinții asociațiilor de profil. Poate cel mai surprinzător exemplu oferit de aceștia este lipsa tractoriștilor. Fermierii ar da și salarii de 10.000 de lei, dar n-ai cui. Deși sistemul educațional cuprinde 58 de licee de profil agricol, fermierii se plâng că, deși au utilaje care costă sute de mii de euro, nu au cine să le manevreze. Chiar dacă sistemul educațional românesc cuprinde 58 de licee de profil agricol, fermierii români se plâng că nu găsesc tractoriști, cu toate că le oferă salarii în mână între 3.000 și chiar 14.000 de lei. Cei cu experiență preferă să plece în străinătate, deși au salarii nete lunare și de 10.000 de lei. Forța de muncă specializată în agricultură este tot mai greu de găsit. Se plâng mari agricultori și președinții asociațiilor de profil. Poate cel mai surprinzător exemplu oferit de aceștia este lipsa tractoriștilor, potrivit Europa Liberă. Cel puțin între 300 și 400 de tractoriști lipsesc din fermele românești, conform estimărilor trimise într-un memoriu către Ministerul Agriculturii. Astfel, fermierii se plâng că, deși au utilaje care costă sute de mii de euro, nu au cu cine să le manevreze. Cauzele pentru care fermele românești nu mai au tractoriști sunt multiple. Cei bătrâni nu știu să manevreze noile combine computerizate. Cei tineri, mai pricepuți să conducă o combină modernă, aleg în final alte meserii, pentru că agricultura este sezonieră. Iar, de cealaltă parte, liceele agricole nu scot tineri pregătiți să practice această meserie. Din cele 58 de licee cu profil agricol, cele mai multe, câte 3, sunt în județele Botoșani, Buzău, Iași și Teleorman. Dar, în final, foarte puțini elevi ai liceelor agricole își doresc un viitor în domeniu. Cei mai mulți se mulțumesc doar să aibă 12 clase, indiferent de profil. Un mecanizator poate avea un venit cuprins între 3.000 și 4.000 de lei, un venit minim, asigurat în fermele din sudul țării. În partea de est și de nord-est, salariile cresc și până la 7.000 de lei. Recordul este deținut în Ardeal. Aici un tractorist câștigă și peste 10.000 de lei. Cine nu-și dorește un diamant? De data aceasta nu ne referim la diamantul care sclipește pe deget, ci ne referim la diamantul care sclipește în ferme. Dicorlen vă prezintă plugul Tractact Diamant 16 cu livrare direct din stocul parcurilor de la Iași, Podoiloaiei, Galați, Braniștea sau Ialomița, Slobozia, Bucu. Ca urmare a dezvoltării continue a fermelor, cerințele pentru plugurile reversibile semipurtate moderne sunt din ce în ce mai mari. Cu plugul reversibil semipurtat Diamant 16, Lemkin vine în întâmpinarea acestor cerințe ridicate în ceea ce privește manevrarea facilă, calitatea muncii și rentabilitatea ridicată. Stabilitatea deosebit de ridicată corespunde performanțelor de tracțiune crescânde ale tractoarelor în cazul unor lățimi de lucru mari.
Reușim încă o dată să fim pe locul 1 într-un domeniu în care am putea face și mai mult, dau de înțeles cifrele oficiale. De fapt, acest prim loc ocupat nu este un motiv de mândrie sau bucurie. Suntem singura țară din regiune care importă mai multe produse agricole decât exportă. Această realitate se repetă an de an și, după cum vedeți și mai ales simțiți, nimeni dintre jupânii actuali nu face nimic. Câteva cifre sunt lămuritoare, cifre legate de balanța românească de import-export, un cântar total dezechilibrat și atunci când vorbim de eficiența raportată la munca efectuată. Ungaria produce alimente în valoare de 1.800 de euro pe hectar de teren cultivat. Austriecii au un randament de 3.000 de euro, polonezii de 2.500, în timp ce campioana Europei, Olanda, are producție agricole la hectar de 18.000 de euro. În România, valoarea producției agricole este de 1.345 de euro pe hectar de teren cultivat, după date ale statisticii europene. Comparația nu stârnește fior la București. În schimb, în Ungaria, este motiv de noi acțiuni guvernamentale. Astfel, comisarul pentru agricultură al executivului de la Budapesta spune că o primă măsură avută în vedere este înlocuirea lanțurilor de discount străine cu unele locale. În felul acesta, fermierii maghiari vor avea acces mai facil la piața de desfacere. Politicianul maghiar a atras atenția și asupra faptului că Olanda, campionul productivității agricole, are 12 dintre cele mai mari 15 companii de alimente din Europa. În acest timp, alte statistici agricole ilustrează eficiența sectorului în spațiul comunitar. Potrivit datelor Comisiei Europene, Ungaria a exportat anul trecut produse agricole de 9,6 miliarde de euro, adică 1.000 de euro pe cap de locuitor, și a importat în valoare de 6,5 miliarde de euro. În aceeași perioadă, Polonia a exportat produse agricole de 31,8 miliarde de euro, iar importurile au fost de 28,5 miliarde de euro. Să ne întoarcem însă în țară. România a avut exporturi de produse agricole de aproape 7 miliarde de euro și a importat produse agricole de 8,8 miliarde de euro. Iar asta confirmă ceea ce știam de fapt cu toții, că vindem ieftin ce producem și cheltuim miliarde de euro pe mâncarea ce putea fi produsă local. În vreme ce noua politică agricolă comună introduce drept criteriu pentru plăți așa numită condiționalitate socială, muncitorii români continuă să fie exploatați ca sclavi în agricultura din vestul Europei. Un astfel de caz tocmai a fost descoperit în Spania, acolo unde lucrătorii din România munceau și 13 ore zilnic pe câmpurile de cartofi. Oamenii erau plătiți mizerabil și lucrau în condiții precare. Un român și un spaniol sunt acuzați că au exploatat prin muncă mai mulți muncitori români, iar procurorii spanioli cer pedepse cu închisoarea, amenzi de 1.000 de euro și suspendarea activității firmei la care munceau românii pentru o perioadă de 5 ani. Lucrătorii sezonieri din România au fost obligați să muncească fără contract și au primit în schimb salarii mizerabile. Procurorii spanioli au cerut în cazul ambilor inculpați pedepse cu închisoarea și amenzi de 4.500 de euro, aplicate în cazul fiecăruia. În plus, parchetul a mai solicitat și suspendarea activității firmei pentru care lucrau românii pe o perioadă de 5 ani și interdicția de a mai primi subvenții și ajutoare de stat. Compania ar urma să primească și interdicția de a încheia contracte cu sectorul public și de a beneficia de avantaje fiscale sau de asigurări sociale pe o perioadă de 15 ani. Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri spaniol are o fermă unde cultivă ceapă și cartofi și de câțiva ani aduce muncitori din România. Acum, în anchetă, procurorii spun că lucrătorii români munceau în condiții care încălcau flagrant reglementările în domeniul muncii. Ei au fost obligați să lucreze fără contracte, asigurări de sănătate și înregistrare la asigurările sociale. Salariile erau mizerabile în raport de munca prestată, muncitorii fiind plătiți cu sume cuprinse între 4 și 5,50 euro pe oră și erau obligați să lucreze și 13 ore pe zi, uneori fără nici măcar o zi de repaus săptămânal. Agricultura din Europa fierbe nemulțumită de viitorul care îi se pregătește, așa că în tot mai multe state au loc proteste de amploare cu tractoare și utilaje scoase în stradă. Ultimele exemple de acest fel sunt manifestațiile fermierilor din Olanda și Irlanda. Astfel, fermierii olandezi sunt supărați pentru că li se pregătește un viitor sumbru, așa cum reiese dintr-un document publicat de Agenția Olandeză de Evaluare a Mediului, comandat de Ministerele Olandeze ale Agriculturii și Finanțelor.
Olanda este al doilea mare exportator mondial agricol ca importanță după Statele Unite ale Americii. Pentru a adera la politicile privind schimbările climatice conform Pactului Verde European, fermierii olandezi se confruntă cu decizii dificile. Emisiile provocate de creșterea animalelor pun țara în situația de a depăși cotele permise de reglementările Uniunii Europene. Acum, cei care au cercetat documentul oficial susțin că guvernul olandez se gândește să îi abandoneze pe fermieri. Chiar dacă planurile au fost respinse de guvern ca fiind un scenariu, ele au stârnit controverse în rândul industriei. Și pentru a înrăutăți situația, anul acesta, în încercarea de a reduce numărul de animale, guvernul a publicat un plan prin care fermele de porci puteau solicita scheme pentru răscumpărare voluntară, ceea ce înseamnă, de fapt, renunțarea la creșterea porcilor. Doar 278 de ferme au fost eligibile din 430, iar fermierii olandezi dau vina pe guvern, susținând că autoritățile sunt în căutare de terenuri ieftine. Pe acest fond nu au întârziat să apară declarații referitoare la o posibilă ieșire din Uniunea Europeană. Reprezentanții fermierilor acuză Bruxelles că acționează împotriva intereselor agriculturii și că îi obligă pe fermieri să respecte reguli atât de drastice încât îi duc spre faliment. Urmează câteva minute dedicate promovării unor jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul cu alte subiecte de interes pentru dumneavoastră.